Următoarea noastră invitată este colega noastră, de fapt, doamna Alina Chiriac Ivașcu, este moderatoare la Radio Moldova. Doamna Ivașcu, bună ziua sau bună seara, cum preferați, vă mulțumim frumos pentru prezență, în primul rând. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. E o seară frumoasă de toamnă aici și o atmosferă așa de mult verde, chiar dacă a început toamna cu aurul ei. Nu ați venit cu mâna goală, văd nenumăratele volume pe care ni le-ați adus. Sunt volume de poezie semnate de Gheorghe Calamanciuc. Poezie și proză, poezie semnate și proză. De regretatul Gheorghe Calamanciuc, prozator, dramaturg, publicist, poet, un mare patriot care a ars până la capăt atât de frumos și am putea să învățăm de la acest destin. Sunt cu inima prea plină de emoția evenimentului care a avut loc ieri la Biblioteca Municipală Bogdan Petrecei cu HD-ul. Am lansat acest CD la care am trudit împreună cu Elena Vieru, colega mea de la Radio Moldova, maestru în artă, pe timp de pandemie, atunci când eram într-un șomaj tehnic. Iată, ca să nu murim de urât, am încercat să îmbrăcăm pe muzică aceste 40 de poeme, sunt inserate aici, poeme în lectura scriitorului Gheorghe Calamanciuc. A venit într-o toamnă, ca asta a venit la Radio Moldova și a citit inițial pentru Univers Poetic, o emisiune a colegii noastre Nina Parfentie, iar după ce au fost difuzate la postul nostru de radio, la Radio Moldova, deci am încercat, m-a întrebat dacă ar fi posibil și am încercat să așternem pe muzică aceste poeme pe care le-a citit, citea, mi-amintesc de acea zi frumoasă. Doamne, și-a luat un pahar de apă, da, te rog. Îmi cer scuze pentru că vă întrerup, dar aș vrea întâi și întâi de toate să urmărim un material de la lansare. Da, au fost colegii voștri, exact. Și ai noștri și vă mulțumim pentru acest interes al vostru. Să urmărim întâi materialul. Sunt și eu curioasă. Și apoi revenim și povestim mai multe detalii. Modest, discret, cu o minte sclipitoare și un talent uriaș, Gheorghe Calamanciuc a scris proză scurtă, dar și romane, din care aflăm multe lucruri despre fenomenele și realitățile de astăzi. A creat versuri pentru copii și adulți, de la poezie lirică la sonet, și a excelat în dramaturgie. Madrigal de duminică, așa este intitulat ultimul său buchet de poeme, inserate și într-un audiobook, lansat pentru toți iubitorii de frumos. Nu mă gândeam că voi vorbi despre Gheorghe Calamanciuc atât de repede la trecut. Să știți că nu este o figură de stil. Pregăteam împreună cu prietenul meu și cu prietenul domnului sau regretatului Gheorghe Calamanciuc o lansare de carte. E bine să fie Gheorghe Calamanciuc și în acest format electronic, pentru că Gheorghe Calamanciuc a fost un scriitor, un luptător până la urmă. A luptat nu numai pentru drepturile basarabenilor din Republica Moldova, dar și pentru drepturile conaționalilor noștri din afara Republicii, din afara României, cei din Ținutul Herță, cei din nordul Bucovinei, din sudul Basarabiei, care încet, încet se înstrăinează și tocmai lucrul ăsta l-a deranjat prea mult. Dar culmea la toate a fost faptul că i s-a pus în interdicție de a-și vizita satul natal, de a-și vizita mormintele părinților, mormintele fraților. Deci asta a pus cumva, a fost apogeul durerii lui. Originar din regiunea Cernăuți, a elogiat dulcea Bucovină cu toată ființa sa. Vorbim de un poet care se înscrie în categoria aceea a poeților naționali, poeților, dacă vreți, de tip poet avates, în linia lui Eminescu, lui Goga, mai încoace Nichifor Crainic, mai încoace Andrei Ciurunga și, în primul rând, din opera sa răzbate durerea aceasta a înstrăinării sociale, a înstrăinării aduse de război, de nenorocirile care au lovit poporul românesc, fragmentările poporului românesc din răsărit. Fiind român și în pașaportul sovietic, a refuzat să-și publice primele cărți de poezie cu litere rusești, așteptând vremuri mai bune. A avut de așteptat peste 30 de ani, răstimp în care a scris pentru sertar și pentru cei apropiați. Creația a însemnat foarte mult pentru el, a fost ca al treilea copil. Tata, un mare patriot,
mare om de cultură și un idealist în felul său, dar sunt foarte onorată să pot participa la acest eveniment. Știu că tata trăiește prin evenimentele astea, prin poezie, prin proză. Sedus de o potrivă de lacrima toamnelor, dar și de aripile primăverii ce se aprind pe arbori, scriitorul Gheorghe Calamanciuc este un neoromantic legat durut de poemele sale. Sunt mândră de această colaborare și dacă putem să înveșnicim numele prozatorului, poetului, scriitorului, dramaturgului, patriotului, pentru că a fost un patriot de excepție în emisiunile noastre, atunci când fie vorbim despre limba română sau despre ciobota rusească sau despre foame din 47 pe care i-a fost dat să o depășească împreună cu toată familia lui, cu părinții lui Ilie și Catinca din Mihoreni. Deci toate acestea sigur că au un impact. Uitați-vă, răsună vocea lui. Și iată că poezia lui Gheorghe Calamanciuc ne adună frumos și în această toamnă. La eveniment au venit admiratorii creației lui Gheorghe Calamanciuc, cel care spunea că o carte poate fi scrisă doar când ți se face dor de propria ființă, de ființa nemărturisită, carte ce ar purta regretul și nostalgia creatorului. Am revenit în studio, stimați telespectatori. Continuăm să discutăm cu doamna Alina Chiriac Ivașcu. Doamna Ivașcu, să știți că eu am apucat să deschid câteva dintre aceste cărți și... Sunt cărțile toate, aceste cărți sunt din biblioteca mea. Ai observat, toate sunt cu autograf, semnate, asta v-am dedicate spun. Feciorilor mei și familiei mele. Pe toate le-am primit în acești ani de când am început să colaborez cu regretatul Gheorghe Calamanciuc. Cum v-ați cunoscut, de fapt, și cum ați ajuns să fiți apropiată și oarecum personal, nu doar profesional? De Gheorghe Calamanciuc auzeam pe când eram în clasa a șasea. Mama a intrat atunci la Institutul Alecu Rousseau de la Bălți. Urma să susțină literatura pentru copii la acest obiect pe care îl preda domnul Calamanciuc. Și o vedeam pe mama în acea perioadă rostind, învățând foarte multe versuri pe de rost, așa, în voce tare. După ce a venit de la acel examen, ne-a arătat matricula, eram foarte fericite fetele ei pentru că luase nota maximă, iar ea a fost și mai fericită atunci când ne-a auzit pe mine și pe sora mea rostind toate aceste poeme pe care le-am învățat atunci, în acea perioadă, pe când eu eram în clasa a șasea și pe care le țin minte și până acum. Și Floarea albastră și Poezia tu de Grigore Vieru și Transplantare de Grigore Vieru și multe, multe poeme pe care am auzit-o pe mama rostindu-le. Și peste ani, deja când eram aici la Radio Moldova, când erau și feciorii mei, Cristi, Gabi și Matei, l-am sunat într-o zi, urma să plec la Bălți, într-o deplasare, l-am sunat și am zis: domnul Calamanciuc, urmează să ajung la Teatrul Național Vasile Alexandri din Bălți, mi-ar plăcea să vă cunosc, pentru că uitați-vă care este povestea și de când vă cunosc eu. Era atât de fericit. După asta îmi zicea: măi, fată, măi, de ce nu mi-ai zis până acum? De ce nu m-ai sunat până acum? Poate că am fi putut să facem mult mai multe proiecte împreună. Și după asta au urmat acești ani de colaborare. Mergeam eu la Bălți sau el venea la radio. Atunci când a citit aceste 40 de poeme, îți spuneam că era o zi de toamnă, el venise împreună cu actorii Teatrului Național Vasile Alexandri de la Bălți la reuniunea Teatrelor Românești, eveniment care are loc în fiecare toamnă, iar după asta a venit la radio și iată, am încercat să condensăm în acest CD cele mai frumoase poeme. El a făcut această alegere și mă bucur pentru că aici, în acest CD, este viul din Gheorghe Calamanciuc. Am fost la mormântare, l-am petrecut în ultimul drum al său pământesc. Cred că ar fi tare fericit și evenimentul de ieri cred că i-ar fi plăcut, pentru că a fost așa cum mă gândeam eu că i-ar fi plăcut lui să fie, cu oamenii de acolo, cu toți invitații. Ați văzut scriitorul Nicolae Spătaru, bucovenean și el, a venit de la Iași special pentru această lansare, Ioan Răducea, profesor, doctor, care a spus niște lucruri durute despre ceea ce li se întâmplă românilor noștri din Bucovina.
s-a recitat, am auzit vocea lui și sunt tare mândră de această colaborare. Aștepta ca un copil acest CD care a fost realizat în orașul Sfântul Gheorghe de Otilo Copaci și doi oameni minunați, soț și soție, și Zita Horvat, îi salut de aici, de la acest microfon. Iar în săptămâna când venea acest CD, trecea prutul, el se stingea pe un pat de spital de acolo de la Bălți. Am vorbit în acea săptămână cu domnia sa, mă suna, avea nevoie de această susținere, de această comunicare vie. Aștepta acest CD într-adevăr așa cu mare nerăbdare. Nu a apucat să-l vadă, nu a apucat să-l vadă și regretul ăsta cred că o să-l port cu mine toată viața, pentru că, bine, el conținutul îl știa. Noi montam, deci pliam pe muzică un poem și îl trimiteam imediat la Iași, pentru că iarna asta a fost la Iași, le-a ascultat pe toate și îmi zicea, am toată încrederea că tot ceea ce faci tu este bine așa. Și coperta, au fost 4 variante la această copertă. Apropo, imaginea este o imagine de Bucovina, de acolo de unde sunt rădăcinile, și unde a vrut să meargă. Deci autorul acestei picturi este Fiodin Calistru, un alt basarabean al nostru, și unde tare mult și-a dorit să ajungă la Duminica Mare. M-a sunat în acea, deci într-o vinere, sâmbătă urma să meargă să ajungă la Petra Șifca, Mihoreni, deci varianta românească este Mihoreni. Trebuia să stea acolo o săptămână de zile să meargă la morminte. Mi-a zis că tare mult vrea să meargă la mormintele părinților. Iar luni m-a sunat deja din spital, din secția neurologie. Am vorbit mult cu el, avea vocea schimbată, plângea ca un copil pentru că i-au pus acest deport pe 3 ani de zile ca să nu mai ajungă. Era un om incomod, punea degetul pe rană, spunea lucruri pe care poate nu fiecare are curajul să le spună. A fost un lider și poate unii îl considerau, mă mai uitam pe rețelele de socializare, ce comentarii făceau unii și alții, deși asta nu este un criteriu ca să îți faci impresia despre un om. Da. Asta e. Doamna Lina, aș vrea să ne spuneți puțin și despre anume această idee de a lansa un CD, practic o carte audio cu poeme. De ce v-ați dorit anume acest gen de proiect împreună? Este pentru un autor, cred că este un lux ca să realizeze un CD, pentru că sunt alte etape de realizare. Deci după ce a venit cu cărțile, după ce a apărut cartea, a venit la radio, a citit, iar după asta, în calitate de redactor, a mers pe firul gândului, pentru că deci în cazul când trebuie să alegi aurul din această rostire, trebuie într-adevăr să mergi pe firul gândului și al cuvântului și să alegi cea mai frumoasă variantă, acolo unde simți că autorul, poetul a transmis această energie, această emoție, pentru că cine altul, dacă nu cel care a scris, o poate transmite mai frumos. Iar după asta, după ce au fost redactate, deci am pleat cu muzică, fiecare poem își are muzica sa, după timbrul vocii, după felul cum rostește. Selecția muzicală ați făcut-o dumneavoastră? Selecția muzicală împreună cu Elena Vieru, iată o altă etapă. Iar după asta acest conținut a ajuns în România la această casă de edituri, la această editură, așa, și ulterior, deci a trecut prutul. Deci de acasă, acasă și tot așa, uitați-vă câte etape. Și m-am gândit în primul rând la fonoteca noastră de aur, pentru că acest CD rămâne în fonoteca noastră de aur de la Radio Moldova și are poeme, deci toate temele sunt inserate aici, așa cum vă spuneam, și despre, în special despre limba română, despre România Mare, despre ciobota rusească, despre părinții lui Ilie și Catinca, despre tot ceea ce este sfânt și acest tezaur pe care trebuie să-l ducem, să-l transmitem mai departe. Vom difuza și atunci, în ziua când se stingea, am și scris pe pagina mea de așa, pe o pagină de socializare, că îi promitem să înveșnicim, iată, opera și prin a-i difuza și a păstra acest tezaur acolo pe raftul lui de literatură la Radio Moldova.
Doamna Alina, aveți și, nu știu, poate niște versuri care vă sunt mai aproape de suflet? Niște versuri preferate? Sau poate v-ar plăcea să le citiți ceva? Ultima carte mi-a dăruit-o anul trecut. Era toamnă, era la căsuța lui de vacanță. Am mers împreună cu băieții mei. La fel am realizat și acolo un interviu cu domnia sa pe care l-am difuzat. Am o colecție foarte mare de dialoguri cu Gheorghe Călamanciuc. Era un interlocutor foarte interesant. Îmi zicea de fiecare dată, ai grijă să nu scoți din ce am zis. Vorbea foarte frumos despre emisiunile colegilor mele, de tot ceea ce auzea el la Radio Moldova, mă încuraja. Și iată această carte, Fiert în cafea de 5 cu Nikita în 100 de sonete. Am găsit așa, haideți să vedem la alegere, cel născut în moarte. Nici o moarte nu rămâne neîmpodobită de o naștere. Nikita Stănescu, iată ca un motto. Azi, la 5, m-am fiert în cafea optimist. După moartea mea, nu va rămâne rănită nicio inimă, căci va fi împodobită cu o altă naștere pe acest pământ trist. De acum mi-a rămas să fiu rugă milostivă și până la 5, în vis rugându-l mereu cu patima ce mi-a rămas pe Dumnezeu. E un fragment dintr-un poem mai mare, dar timpul este prețios aici și vă mulțumesc pentru interesul vostru de a vorbi despre acest proiect minunat și despre creația domniei sale, pe care, iată, am valorificat-o în felul acesta la Radio Moldova. Și noi vă mulțumim foarte mult, doamna Alina. Și este frumos atunci când cei care se află în continuare pe acest pământ, pentru că noi așa cu toții suntem doar în trecere, fac astfel încât numele celor trecuți în neființă să nu fie uitat și dumneavoastră prin acest proiect asta faceți. Vă mulțumim frumos și vă mai așteptăm la noi. Mulțumim tare mult și felicitări pentru ce ați reușit să faceți. Mulțumesc, cu drag și prețuire.